Hai că am ajuns cu răritul și la un golden. Un golden spur. Ia uitați-vă cam cât a legat el anul ăsta. Și cam cât trebuie să răresc eu la el. Și cât naibii să las să fie bine. Cât de tentant e să lași mult. Ia uitați-vă. Pare mii de mere. Mii de mere. Nu exagerez cu nimic, sunt mii. Nu știu ce să-i fac, cum să dăm în saleam și cum să las. Am tras eu tare astăzi, dar sub amenințarea la codurilor galbene, uita și încolo. Și pe aici, în soale, n-are așa o... Ala de acolo e cam periculos, ala de acolo. Coduri de vijelidă. Sper să nu răresc eu și după aceea să rărească și glindina. Ia uitați-vă ce e în el. Doamne, bine, și cât o floare. E ceva normal anul ăsta, am văzut. Bine, flori normale, nu bujori. Floricică normală, 5 petale. Eu le rup pentru că se sfocă de infecție acum. Ce să încep să iau crenguță cu crenguță. Uitat în ansamblu la el să văd cât las. În general las centru, că ia uitați centru cât de frumos e față de cealaltă. Și te uiți în ansamblu pe crengă să lași 4-5 mere pe crenguță, eu știu. Ha, o adevărată groază. Bine, el are un pic de alternanță. Am trecut, am făcut așa câteva. Anul ăsta... Ce să câte ți arăt eu cu metri. Da. Mi-am pierdut curajul. Nu mai bine.